Studenții de la Facultatea de Teatru și Televiziune din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și actorii Teatrului Municipal Ariel, o pată de culoare artistică în Râmnicu Vâlcea. În fiecare weekend din luna august, aceștia vor susține reprezentații în stradă, aducând astfel în atenția râmnicenilor forme teatrale alternative care au ca specific în primul rând un mare grad de interactivitate cu publicul. Sub genericul La Strada, microstagiunea estival a debutat sâmbătă seara în scoarul Mircea cel Bătrân cu un impro show, un spectacol construit ad hoc, pornind de la propunerile publicului. În următoarele weekenduri vor fi puse în scenă mai multe piese pentru copii, dar și un spectacol de stand-up comedy. Impro-comedia, îi dăm drumul cu primul joculeț, care se numește Poveste în patru. Am nevoie de patru improvizatori aici pentru Poveste în patru și să vă explic care sunt regulile jocului. Sunt în felul următor. Vom scrie o poveste acum pentru dumneavoastră, o poveste care nu s-a mai spus niciodată. Hai să găsim un titlu de poveste. V-am spus că tot ce se întâmplă aici se întâmplă pentru prima oară. Deci hai să găsim un titlu de poveste care n-a mai fost spusă până acum. Este vorba de patru weekenduri în luna august, începând din această seară. Sunt spectacole dintre cele mai diverse. În seara aceasta vorbim de comedia de arte, un impro show. Vom avea și stand-up comedy, vom avea și spectacole pentru copii. Este vorba de o participare mai largă. Proiectul aparține studenților de la teatru și film de la Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, împreună cu, bineînțeles, cei de la Teatru Ariel, actorii de la Teatrul Municipal Ariel, dar participarea este mai largă. Este al doilea an consecutiv când Teatrul Ariel, aflat în subordinea primăriei Râmnicu-Vâlcea, organizează microstagiunea estivală La Strada, iar proiectul cultural a căpătat atenția râmnicenilor. Am mai văzut și ne place. Am mai fost în Timișoara, am văzut un teatru de fapt era ceva pe stradă, în piața centrală și tot la fel ne-au captat. Capitano! Și ne place! O părere foarte bună. Iată, ne facem de lucru cu copii care par să fie foarte încântați. Mie mi se pare o inițiativă potrivită și la cât mai multe. Este foarte frumos. Adorăm teatru. Uitați cu interes spectacolul. Da. Toate cele care urmează, fiecare sâmbătă, știu că sunt mai multe spectacole și spectacolul de data trecută a fost frumos, cel al filarmonicii. În cadrul microstagiunii estivale pe scenă amplasată în scoarul Mircea cel Bătrân din Râmnicu Vâlcea, vor fi prezentate și spectacole produse de Teatrul Elvira Godeanu din Târgu Jiu și Teatrul Aureliu Manea din Turda.